Pace. Credeam că eu am înghețat, se pare că jumătate de sală tot a înghețat. Un țigan, de fapt, dacă e să fiu politic corect, un cetățean de etnie romă și a făcut un cort dintr-o plasă de pește și noaptea a înghețat de fric și trezește, zici că e un cort și aproape se mordea pe acel de afară. Cred că e mordea la altă seară. Eu am impresia că suntem într-un cort din plasă din pește așa aici, dar oricum, mulțumim Domnului că simțim așa o căldură în această dimineață. Este o onoare, este o bucurie pentru mine să fiu la această aniversare. Îmi amintesc de ziua când s-a lansat Biserica Buna Vestire, am avut onoarea să fiu la începuturile Bisericii Buna Vestire. De aceea îi mulțumesc fratelui Vasile pentru invitație și aș vrea să adresez felicitări echipei de slujitori, întregii adunări cu ocazia acestei frumoase aniversări. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă sănătate, cu multă bucurie și multe realizări frumoase. Iar cuvântul de urare pe care vreau să vi-l las este din Cartea Deuteronom, capitolul 11. Capitolul 11 are un titlu frumos în versiunea Cornelescu, unde este scris așa: aducerea aminte de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul său. Când sărbătorești o aniversare, e și un moment potrivit să-ți amintești de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu tine. Dar aici este o urare pentru popor și aș vrea să o traduc pentru Biserica Buna Vestire. În versetul 9 spune așa: și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat-o părinților voștri că le va da lor și seminții lor, țară în care curge lapte și miere. Și apoi versetele 11 și 12. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Amin. Dacă aș substitui cuvântul țară cu cuvântul biserică, urarea ar fi următoarea: ca Domnul Dumnezeu să se îngrijească de Biserica Buna Vestire și, așa cum scrie aici, El să aibă neîncetat ochii asupra Bisericii de la începutul până la sfârșitul anului și, cu ocazia acestei sărbători, să zicem, până în ziua venirii Lui. Amin. Acum aș vrea de asemenea o scurtă predicuță din Efeseni 4:5. Fratele Alexei spunea despre perestroică și noi, datorită într-un sens acestei intervenții providențiale a lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de multe lucruri pe care le-a adus perestroica și unul dintre cele mai importante este libertatea. Dumnezeu ne-a dat libertate, ne-a dat libertatea predicării Evangheliei, dar împreună cu aceste binecuvântări au venit și o serie întreagă de provocări, o serie întreagă de probleme și printre provocările pe care le văd eu, una dintre cele cu care ne confruntăm și la nivel de țară, dar și la nivelul bisericilor noastre, este criza de identitate. Noi nu știm încă bine cine suntem. Chiar dacă vă uitați în țară, puteți discuta deseori. Avem două sărbători de Crăciun, stil vechi, stil nou. Mai recent, cu ajutorul Dumnezeu, am făcut să fie sărbătoare și pe stil nou. Avem scris în Constituție că limba e limba moldovenească, Curtea Constituțională a declarat și bine a declarat că e limba română. Numai noi în spațiul acesta sărbătorim de două ori Paștele, avem Paștele obișnuit, avem Paștele Blajinilor și sunt o serie de lucruri care vorbesc despre criza noastră de identitate. Dar un lucru care mă frământă este criza de identitate a bisericilor noastre. Într-o călătorie pe care am avut-o câțiva ani în urmă în Federația Rusă, fratele Andrei Ciobanu, urcându-se într-un taxi de la aeroport, era un șofer armean și acela l-a întrebat în limba rusă: a văzut tot aici?
Și fratele Andrei zice, mă, baptist. Și el zice, a ce vă proizvodite? Adică îți dai seama că există confuzie și în afară, oamenii nu știu cine sunt creștinii evanghelici baptiști, dar de multe ori și matris că noi singuri nu știm cine suntem. Și iată, din acest verset vreau să vă las trei gânduri care mi se par fundamentale pentru identitatea noastră creștin-evanghelic-baptistă. Primul este un singur Domn. Iisus Hristos este Domnul. Ceea ce e fundamental pentru noi este că Iisus Hristos este capul bisericii. El este temelia bisericii. El este Domnul nostru. Și asta, repet, este un lucru extrem de important. Există varietate, există diversitate, dar acest lucru este principial, este fundamental și noi, ca și creștini evanghelici baptiști, totdeauna trebuie să scoatem în evidență faptul că Iisus Hristos este Domnul nostru. El trebuie să fie centrul atenției noastre. El este centrul închinării noastre. El este centrul vieții noastre. Cu alte cuvinte, bisericile noastre trebuie să fie cristocentrice. Repet, Iisus Hristos este Domnul. În al doilea rând, spune Apostolul Pavel aici, o singură credință. Și când spunem o singură credință, avem în vedere credința Evangheliei. Trebuie să avem în vedere faptul că noi ne conducem de autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Și mă bucur foarte mult că Biserica Buna Vestire pune un accent deosebit pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Într-un sens clasic, bisericile baptiste nu au o teologie a lor. Știți de ce nu au? Pentru că ele au Cuvântul lui Dumnezeu. Teologia noastră este Sfânta Scriptură, este Evanghelia. Noi trăim după principiile enunțate de Domnul Iisus. Este scris. Când stăm de vorbă cu cineva, noi totdeauna facem referință la faptul că este scris. Autoritatea Cuvântului scris, autoritatea Evangheliei este un alt element important al identității bisericilor noastre. Există, sigur, și istoric azi, se spune că cineva a ajuns în cer și stătea de vorbă cu Apostolul Pavel și stătea pe o temă așa mai controversată despre broboada acolo și îi spune, păi frate, surorile trebuie să poarte broboada. Păi zice, știu, dar stai că e scris. Păi știu, dar dă-mi voie să spun, dar e scris, frate. Dar stai că eu am scris, dă-mi voie să-ți spun ce am scris acolo. Adică, într-un sens, baptistul și cer nu credea pe Apostolul Pavel, el știe că e scris acolo, nu-l interesează. El știe că este scris. Deci ce ne-a caracterizat pe noi de-a lungul anilor este faptul că este scris. Așadar, Iisus Hristos este Domnul. E primul element important. Al doilea, credința Evangheliei. Autoritatea Sfintei Scripturii în viața noastră. Și al treilea, un singur botez. Iată, aici, poate dacă la primele două noi ne asemănăm, la acesta, de fapt, un singur botez, într-un sens, e un element al ADN-ului nostru, e un element al istoric, al apariției bisericilor baptiste. Uneori, în popor la noi, în neamul nostru ortodox, adică având de vedere, suntem o țară majoritar ortodoxă, dacă cineva vine într-o biserică baptistă, se spune, zice, s-o dus în altă credință. S-o dat în altă credință. E o interpretare atât de eronată. De fapt, ceea ce facem noi, noi îi botezăm pe oameni în baza credinței lor. Deci omul nu s-a dus în altă credință, ci el are credință. În momentul în care el are credință, i s-a născut credința în Iisus Hristos, el este botezat după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul botezat, probabil știți, din limba greacă înseamnă baptist, adică scufundat, botezat. Și iată un element foarte important. În anul 1609 a fost
plantată prima biserică baptistă în orașul Amsterdam. Prin urmare, în 2009, frate Vasile, când voi ați început, mișcarea baptistă sărbătorea 400 de ani. Acum, anul acesta sărbătorește 405 ani. Și voi veți ține minte, de fiecare dată când veți sărbători a 6-a, a 7-a aniversare, veți mai adăuga încă 400 de ani și veți ști că bisericile creștine, evanghelice, baptiste au o istorie de 400 și adăugați anul dumneavoastră. Dar toate acestea, din nou, ca să subliniem cât de importantă este identitatea pe care noi avem în baza cuvântului lui Dumnezeu. Și la încheiere probabil ați auzit acel exemplu, l-am mai spus cu altă ocazie despre Einstein când călătorea și a pierdut biletul. Da? Mergea tren și marele savant dintr-o dată se trezește cu controlorul în față și el întreabă de bilet și el mâinile prin buzunare, nu găsește biletul, zice stați că nu-l găsesc, la care controlorul se zice, dar dumneavoastră nu cumva sunteți domnul Einstein, citați, hai să lăsați, că vă cred pe cuvânt. S-a dus mai departe și când s-a întors înapoi, Einstein era sub scaun tot căutând biletul. Și îl bate pe om, îi zice, domnule savant, eu am spus că știu cine sunteți dumneavoastră. Nu e nevoie să căutați biletul, vă cred pe cuvânt. Și ați scoat tineri, zice, și eu știu cine sunt, dar dacă nu găsesc biletul, nu știu la ce stație să mă cobor. Identitatea noastră, frați și surori, ține și de acest aspect. Noi avem o cetățenie, așa cum spune Apostolul Pavel, dar cetățenia noastră este în cerul. Destinația noastră finală este cerul. Nu știm câte aniversări vom sărbători aici, dar știm că avem o destinație. Și această destinație este cerul împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. El să vă binecuvânteze și El să-și reverse harul Său peste toată lucrarea pe care o faceți și să fiți slăvit prin aceasta. Amin. Amin.